Salutare, salut, hai că acum văd că funcționează, salut băieți. Nu știu ce are cablu de la microfon, dar să fie sănătos. Salut Petrișor, salut Cătălin, salut băieți, salut Nicolae. Ce faceți, mă, oameni buni, mă? Oameni buni, oameni frumoși, ce faceți, cum sunteți? Hai să intrăm ușor, ușor în pâine. Nu știu. Dăm un pic și telefonul mai încet. Petrișor, am văzut că ai rașchetat tot, ai vândut tot, ai cumpărat de toți banii. Nu te-ai încumetat deloc, deloc. Văd că ai rașchetat până la ultimul bănuț. Zici că ești... Ca să nu zic. Ce? Știi cine cheltuiește de banii? Rapid, nu? Ia. Yeah. Ai și bancă și titular. Și titular tot. Ok. Bine, tata. Bun atunci. Stai să vedem. Bă, muzica se aude? Da, eu nu mă aud deloc, nu înțeleg care-i treaba iar cu... Adică chiar nu înțeleg. Se aude, da? Dar la mine nu se aude. Nu funcționează mie, la mine, pe telefon aici. Stați o secundă. Ca să vă citesc mesajele. Acum. Hai că văd că s-a mai revenit. Ok. Bun. Haideți să vedem echipa. Echipa. Până se mai strânge ceva lume, măcar să fim 10, 12, 15 inși să-i dăm drumul. De mâine, ba nu de mâine, Petrișor, de mâine, de poimine, o să se termine și cu banul ăla care l-am avut de vreo 3 luni de zile și o să putem să facem orele alea. Da, nu avem ce face, asta e situația. Sisoko e super bombă. Care e Sisoko? Ah, Sisoko ăsta. Mamă, 96 pace, bă, ești nebun. 96 pace, poate juca left wing, left midfield și right wing. E de la, văd că e de la Toulouse, FC Toulouse. Da, este olandez. Atribute, finishing. Nu stă foarte bine pe finishing, 81, dar pe viteză e ce trebuie, mâncați. Și zici că, ia uite, accelerație, acceleration and sprint speed. 96. Să-mi spuneți dacă nu mă aud, dacă se aude bine microfonul, adică dacă trebuie să mă apropii mai mult de el sau nu. Că eu sunt la o distanță destul de mare, adică sunt la jumătate de metru de microfon. Stau mai comod un pic, să zicem așa. Așa, additional information, win two remaining matches in UEFA Europa League, group stages F. Și văd că are, opa, uite ce trăițuri are. Are trăițuri foarte bune. Ball control și ball flare la ball control. Adică băiatului ăsta nu poți să iei mingea. Nici cum, cred eu. Asta e. Ăstea nu le-am... Nu m-am uitat peste ele. Ce înseamnă playstyle și... Da, cu siguranță, când e vorba de ball control, știu că eu mă jucam în trecut Pro Clubs și la Pro Clubs erau chestii de genul ăsta. Trebuia să-ți faci jucătorul, trebuia să ți-l editezi și fiecare și alegea, cu cât creșteai în level, îți alegeai un, să zicem așa, un criteriu, da? Cum este aici, de exemplu, la ball control și ți-l făceai cât de mare puteai tu. În funcție de ce jucător voiai tu să ai, cum vrei să-l faci, mai înalt, mai scund, mai puternic, mai slab, mai pe viteză, mai lent, fiecare cu preferințele și aici pe ball control eu cred că în joc este ceea ce trebuie.
Ok, deci îl avem în poartă pe Maignan, da? E bun rău. Aha. Avem pe Hernandez, fundaș stânga Upamecano și cu Koundé, fundaș central, iar în partea dreaptă Walker. Doi mijlocași central, Zanetti cu Mr. Balak, legende, două legende, jucători mari, jucători buni. Ea chiar i-am prins în perioada când jucam și eu, jucători de clasă mondială. Îl avem în stânga pe Leao, Alvarez cu Mesică și dreapta pe Diaby. Salut Vasile, salut. Aici, Petrișor, tu ai schimbat? N-ai mai schimbat, nu? Că știam că discutasem să-l băgăm, dacă juca Rolfo în stânga, scoteam pe Rolfo de aici, trecea Zanetti și nu. O să rămân așa cum sunt echipele. Avem super saburi, Rolfo, Varane, Son, Van Dijk, De Bruyne, Sissoko. Mr. Haaland e cumpărat? Ba, ești nebun, l-ai cumpărat? Ai dat 90.000 pe el. Wow. Wow. Îl avem și pe Mr. Chiesa, uite-l și pe Chiesa, pe control. Exact ce ziceam eu, playstyle-ul, control. Chiesa mai are physical și outside of the foot. Ah, și shoot din afara careului. Ok, îl avem pe Tonali, Saliba, Oșoala și Beasley. Beasley este un super sub. Sau crezi că mai trebuie ceva așa să mai modificăm? Nu mai trebuie, rămâne așa. Vreau să mă uit un pic, că ai făcut ceva, ai modificat la Custom Tactics? Balu, nu mai joci la Tudoriada? Nu. Nu. Joc doar în partea altă, la balon, la Superliga. Și astăzi am jucat și cred că o să rămân și pe viitor la Superliga. Ai modificat constant pressure-ul? E, dar ai echipat-o 4-2-2-2 joacă, nu, Petrișor? Ca să nu mă mai uit eu. Azi a fost match cu Brit și era și Tamaș. Balu. Salut, Balu, salut. Aha, n-am știut. Păi și ce? N-am știut că merge și Gabi, că merge la mini-fotbal. Mă uită să apăsa și pe butonul ăla de live, băieți. Contează mult și butonul de like și tot. Da, mă, da, am înțeles. Dacă nu e ce trebuie, dăm viteză. Ok. Hai că ne-am strâns 9 aici. Poate să-l face 10. Leo, dar cu Leo ce joci? Chiar vreau să te întreb, Leo joacă centru sau joci cu el în stânga? A venit Andra. Nu înțeleg, Vasile, la ce te referi. Banda. Ah, ok. Chiar nu înțeleg, Vasile, la ce te referi. Andra, când o să vină, Andra e albastră, dacă nu mă înșel. Dar Andra n-a mai fost de mult timp. De foarte mult timp. N-a mai intrat Andra pe live. Nu știu care-i treaba cu ea. Așa, Champions... Da, de Andra Lâmă vorbesc, Vasile. Păi de ea vorbesc. N-a mai fost de mult pe live-uri, de mult timp. Sau a mai fost într-un live, a salutat și a plecat, ceva de genul. Dar ca să fie activ, n-a mai fost. Ca să fie activ aici cu noi, nu. Bă, din ce în ce mai mult jucătorii se prăbușesc pe teren, bă, băieți. Uite, acum mi-a primit... La Flashcore, un jucător din Albania, am văzut că a decedat, păcat. Trist, dar din ce mai mulți? Ei mod? Ce mod? Asta vrei să scrii? Păi am primit pe Flashcore, notificare. Nu prea citesc eu chestii de genul ăsta, că nu-mi plac, dar n-am ce să fac. Hai să intrăm în joacă. Să-i dăm drumul la 10 bucăți.
Jucăm astăzi 10 jocuri și după aia vedem. Păi da, că am pornit notificările, urmăresc echipele pe care le... Adică, na, că sunt multe meciuri. De exemplu, da, sunt meciuri pe care nu le pot vedea la telefon, auzi, la televizor. Cum este PAOK-ul, de exemplu, da? La PAOK eu nu pot să văd meciurile și atunci urmăresc PAOK. Mai am 2-3 echipe din Arabia Saudită. Mai am echipe la echipele... Nu sunt meciurile efectiv și atunci urmăresc măcar scorul, mă uit la statistici să vedem, să văd care cum e treaba. Vasile, am full icon. Aha. Am înțeles. Bă, nu-mi place negru echipament. Nu-mi place, sincer vă zic. La Brașov am avut odată și în meciuri amicale și de-astea, dar nu-mi place. Nu-mi place negru-negru. Negru cu altă culoare, da, da. Negru-negru zici că e de doliu. Nu pot eu cu negru. Am înțeles, am înțeles. Bă, voiam să opresc un pic, stați să opresc, să scot muzica pentru că o să fie... Am avut ceva probleme de copyright iar. Acum nu știu dacă o să mai fie, vedem. Mamă, dar ce lag am. Mamă, dar ce lag am. Iar camera asta nu mă ajută cu nimic. Ai, 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 ai. Doamne, doamne, ce lag am. La voi se vede că este lag? Sau nu prea? Bravo, bă, Romica. Bă, nu știu dacă e de la net, de la Brașov, dar... Bă, dar du-te, bă, în rasa ta, mă. Haide, bă, că așa ceva tu nu vezi. Deci nu o bagă la-n poartă și o bagă a meu.
Dar nu există așa ceva, mă. Uită-te și tu ce îmi face jocul. Uite-l pe ăsta, dă-te bă și la mine, că dai numai... Ha, e primul meci, voi vă dați seama ce e aici? Ha? Nu vezi nimic? Na, păi și eu ce să fac, mă, Petrișor, că n-am ce să fac. Ia, uitați-vă și voi unde dă pas. Hai că am revenit. Am revenit de la... Nici nu mai știu cât a fost, 3-0. Deci nu se vede nimic? Că văd că de auzit să mă aude, mă aud, dar nu știu dacă... Dacă e pauză acum de asta. Ți-ți merge foarte bine? Ok. Balu? Balu, dar tu la ce echipă joci? Dincolo, la Pro Arena.
gol! La Oasis? Am înțeles. Pe ce loc sunteți în campionat? Că nu prea le știu eu pe astea. Tăi, intră, bă, în minge, nu fugi pe lângă ea, în rasa ta! Ia uite-l, bă, frate, ce îmi face jocul ăsta belit. Unde-i dau eu pas și unde-mi dă el, bă? Așa ceva tu n-ai văzut de mult, bă, Romic. Pute, bă, de aici, bă, băiatule. Uite cum a trecut mingea pe sub piciorul meu. A, e primul an în divizia? Am înțeles, am înțeles. Bă, dar ce prostie de joc, mă, băiatule. Dacă joc numai FIFA, da. Numai FIFA? Da, am mai jucat. Nici nu știu ce contenturi am mai făcut. Dar, în general, doar FIFA, Balu. Bă,
Bă, dar ce prostie de show, bă, băiatule. Stau acolo în careu, stau cu fundașul, aștept să iau mingea și ăla pleacă. Fundașul pleacă din zona aia, unde se duce, nu știu. Oricum, conexiunea e rea, rea de tot. Ia, uitați-vă și voi că... Salut, Raul! Salut, salut, salut! Fantastic, mă! Bă, dar cum să mă scoată atât de ușor, mă, din joc, mă? Ia. De ce o da în interior pasul ăla? Că nu înțeleg, frate. De ce l-o da în interior? Ia uite-o pe ăsta. Da, mă, da! Excelent! Salut, Ciprian, salut, salut, Vasile, salut. Bă, cum să meargă? Mă chinui un pic, că e lag și... Na, ce să facem? Baftă și ție, Raul, că știu că și tu faci content. Mă mir că la golul 4 mi-a dat, sincer. Doamne Dumnezeule, de ce îmi dă pasul ăla în spate acolo când... Dă, mă, în afara careului! Nu cred că îmi dă penalti. Ce să-ți fac, tata? Asta e experience, experience. Păi da.
Uite-l mă iar, mă, bă, dar de ce iese mă fundașul în halul ăsta, frate, nu se duce unde vreau eu. El iese, zici că-i bătut cu parul, mă. Topor. Să bagă Haaland. Bă, dar ăștia nu mi-au făcut schimbările, mă. Sau? Le-au făcut? N-au făcut, mă, schimbările, mă. Deci n-a făcut nicio schimbare, ce ai? Dar de ce? De ce n-au făcut schimbările? Uite cât de greu îmi schimbă el jucătorul, mă. Doamne, doamne. E incredibil, frate. Și ceva dacă e pomenit, nu mă, pătușă. Ha, uite-l pe ăsta face scheme acum și o găsi să-mi facă mie scheme, Haaland. Tă, bă, băiat. Ia uite-l pe ăsta cum se împiedică în minge, mă. Mă, mai repede! Da, mă, dar văd că se întrerupe. Da, și ce să fac, mă, că eu am nevoie, trebuie să fac orele astea. Salut, Andy, salut, da. Păi eu de ce am început să-mi iau un pe aici, să chiță-i? Ce să-i fac, fraților? Asta e, hai, mergem, ducem până la capăt.
Trebuie să facem contentul, nu avem ce face, Petrișor. Da, jocul e... E dezastru. De-aia mie mi-ar fi convenit, știi că ți-am mai zis, Petrișor, mi-ar fi convenit dacă găseam o aplicație în care pot să fac content de pe telefon direct. Eu de la 21 n-am mai jucat. Păi nici noi n-am mai jucat până că eu am făcut, am fost cu școala de antrenori și cu astea n-am mai avut timp. Dar acum a fost o perioadă și începe iar școala de când, săptămâna viitoare, în 2 săptămâni și nu știu cum o să fac cu contentul. Dar na, vedem ce se întâmplă. Ideea e că toți au învățat să meargă pe margine, să dea pas în fața porții și cam asta e jocul. Din păcate. Uite, ăsta, deci ăsta n-are nicio treabă. Ia, uitați-vă și voi că dacă blochezi banda, s-a terminat șmecheria cu jocul. Deci pe centru nu mai joacă nimeni. Zona centrală, ce vorbești? Ia, margine. Hai. Pas. Baraia mea. Baraia mea! Am zis, baraia mea. Hai, ia-o iar pe margine. Bă, dar mingea asta să-ți sară așa la el în continuu, frate. Așa ceva, tu nu vezi în zilnic. La mini fotbal. Uite-l pe ăsta, nici măcar n-a sărit la cap. Prima dată. Păi poate fac o echipă de mini fotbal, vedem. Ia, mă, nu e, mă, faul, mă, frate, mă. Nu, mă, că eu luat șunca din farfurie, mă. Bă, dar unde sunt ăștia mei, mă? Incredibil, frate. Incredibilos! Ridică-te! Da. Dacă Messi e deposedat atât de ușor, ce să mai zicem de alți jucători? Ideea e că eu nu mă pot întoarce, fraților, cu ea. Hai, băi, bigea!
Mamă, ce căpățână de bizon i-a dat ăsta nea. Uite pe ăla ce topor a dat și n-a dat fault. N-am, mă, n-am. Deci e foarte greu de controlat, cel puțin defensiva. Pleacă jucătorii de capul lor, n-am. Deci asta e the big problem. Așa merge jocul, să... Merge cât de cât, o duce acolo, dar problema e pe partea defensivă, ia. Ia, uitați-vă și voi cum trec ăștia până, ia. Ia, uitați-vă ce palunecări. Hai de romică, cu pasele tale. Uite-l, mă, din contră, mă, băiatule, mă! Le face bulan, ai mâncat ți-ași sufletul tău, cât a contra, a sărit mingea din genunchi, ți-a sărit direct în poartă. Hai, bagă-o în poartă tu de acolo. Da, mă, da. Eu meciul trecut n-am putut să dau, mă, la mine n-a putut să dea ultima fază așa gol, mă. Ai, 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 doamne, doamne. E de rău, băieți. Săptămâna asta o să fie de rău, vă zic eu. O să fie de rău, de rău. Nu știu. Petrișor, dar tu joci cu Diaby în față? Cu Zanetti, fundaș lateral. Da. Ia stai, mă, puțin să-mi pun eu camera, că văd că nici camera nu e. Uite pe ăsta cum i-a dat-o, frate. Ți se pare cel mai slab? No, bine, eu am zis de când am văzut că au integrat și fotbalul feminin,
Andy, am zis la fel, că jocul e petardă, e slab rău. Asta nu înțeleg eu și nu o să înțeleg niciodată, frate. Cum, da? Mingea este la... Este, o agăți, tu o agăți un pic și nu se duce, mă, ia. Fantastic. Uite-l, bă. Cum rasa ta sări din picior, mă? Cum? Fantastic. Ia, uite-l, arbitru, mă, ia. Cum a agățat asta mingea? Doamne, clopoței! Mă, gol pe a doua oară, bă! Doamne! Ce să fac, fraților, că mă exteriorizez și eu, că nu se poate. De două ori a avut-o pe stângaciul leu, de două... Da, mă, gol! Uite-l pe ăsta cum o prinde pe picioare. Bă, ești nebun la cap.
Ia uite-o pe-a mea. Ta gol. Fantastic ce pasă îmi dă la meu, mă. Dar de ce mi-ai dat tu pasă aia așa proastă, mă? Ce să fac? N-am. Ia uite-l pe ăsta, frate, dar nu mă ciocărli de astea, mă. Pasele la ei nu sunt. El, uite, scăriți acum, hai. Ce vorbești, mă? Hala nu e stare să facă o pare luare, bă. Dar nu se poate, frate. Haaland stă cu spate la poartă și sare minge. Zici că automat sare din el. Ce e asta? Ce e cu pușcăria asta de meci? Zici că s-a încălțat invers. Așa pățești, mă, Petrișor, și tu? Când joci sare mingea din el ca din gard? Hm? E al doilea meci care îl pierd la un gol și ce meci. Salut, Raul, salut, salut, salut. Stai că voiam să văd un pic. Golul 2. Ah, dar nu mă lasă, am uitat. Primul cred că a fost. Ia de-mă pe ăsta. Când sare mingea din ăsta, a, nu, ăsta e golul cu cap. Baftă, mersi, mersi, tata, mersi. Nu, ăsta e, stai. Bă, dar ce are netul, frate, uitați-vă și voi cum, ia. Ăsta e golul, uitați-vă și voi, carambol, haldă carambol, ăsta e, ăsta e. Da, mă, din piciorul lui, din piciorul la meu se duce direct acolo. O atinge și se duce mingea direct la... Dar nici nu atinge. În fine. Hai că mai mult mai... E nebunie ce se întâmplă. Păi asta e cea mai mare. Știi că ți-am mai spus eu ție? Că asta e pușcărie de joc. Dacă nu o să se facă cât de curând un joc ca să-i creezi o competiție la ăsta, ăștia vor face... Și știți de ce? Vă zic eu. Ca să facă bani. De ce? Pentru că fraierii o să înceapă să scoată bani din buzunar, să-și cumpere coins, să cumpere FIFA points, să cumpere etc.
Asta fac. Iar ei fac, își umflă burțile, miliardari, milionari. Asta fac ei. Și noi stăm ca proștii și facem content pe ei. În fine. Asta e altă poveste. Asta cu ne place FIFA lasă de dorit. Normal că ne place să jucăm. Da, una este să joci online în competiție, da, unde este o pușcărie și alta e când joci 2 versus 2. Ca exemplu, când joci 2 versus 2, altcumva se mișcă, n-ai nevoie de internet, de conexiune, n-ai nevoie de nimic. Și ce scor ai acum, Raul? Nu o să mai zic că iau niște goluri de te doare capul, mă. Deci, serios, adică, bă, te doare capul când vezi ce goluri ei. Știi că joacă ăștia numai cu scărițe, numai cu avioane, joacă oamenii de... Uite, îi cer lui ăsta să plece, el nu pleacă. Uite-te ce pasă îmi da. Să nu mai zic că ai mei nu interceptează niciodată. Ia, ia! Faul, mă. Asta voiam să zic, că ai mei nu interceptează niciodată, frate. Deci, să mă anunțe și pe mine când iau odată mingea. Ia, ia! Uitați-vă și voi, numai la el, rămâne. Păi cum vrei voi eu să câștig, bă? Eu, uite, i-a dat-o jocul, iar. Cum să câștig? Ia uite-l iar, are mingea în prim plan în față, nu frate, nu, el nu, el. Fantastic. Hai, date. Că nu-mi place Varan. Că Varan e o pușcărie de cartă. Varan pleacă din zona lui, dar zici că... altul. Din nu-i zice nimeni ce să facă, dar el pleacă din zona lui. Ia, uitați-vă și voi cum dă pase. Bă, cum se face că înapoi merg pasele, frate? Senzație, dar în atac s-a terminat șmecheria. Ia uite. Tu zgâții, mate, cu jocul, mate, cine te-ai inventat. Asta și mâine. Mă mai pui să mai și înjur aici. Ia. Ia, uitați-vă și vă ia. Te doare piciorul, a?
Bă, dar nu înțeleg, frate, ce-s cu pasele astea, mă? Deci cum? Cum așa ceva să te duci să dai numai gherle să dai, mă? Ia, uitați-vă și voi. N-a ieșit, mă, mingea. Cât de ieșea, m-a luat capul instant. Bă, luați-vă mingea lui ăsta, bă, frate. Hai, bă, că așa ceva nu se poate. Deci nu se poate, frate, să nu poți să iei minge. Ia uite-l ăla ce topor mi-a dat, bă, frate, și n-a dat nici faul, nici nimic, mă. Dar n-are, mă, cum așa ceva, mă. Ia. Fantastic. Da, de ce? Bă, dar cum să te duci, mă, așa cu tot cu mingea, mă? Nu, e că ăsta cred că îl și dezinstalez astăzi. Răzgății, măti, că m-am și dus dinainte. Bă, de ce nu mi-ai vede? Varan e mort. Dar nu numai de Varan, mă, eu nu înțeleg ce are jocul, frate. Deci, ăștia prin centru-s degeaba. Nu știu care, cum e treaba cu ei. Cel puțin eu nu pot să joc cu ei. Nu pot eu să joc cu ei și aia. Ce să fac? Ai. No, bine, eu știu că am conexiunea slabă, Andy. Bă, am mai avut conexiunea slabă, dar nici chiar așa, frate, adică să... Bă, să nu poți să iei mingea și mai face și numai scheme, ia. Uitați-vă și voi, ia. Și el știe că nu pot să iau mingea, mă, ia. Eu nici nu pot să o deposedez, deci el știe, el e conștient de treaba asta, că nu pot să iau mingea. Ia, uitați-vă și voi. Păi ce joc ăsta, frate, ești... Nici Messi nu poate să o țină așa cum o țin ăștia, mă.
Vorbim de realitate. Ia, uite, se urcă mingea pe tine. Hai, mă, du-te. Incredibil, frate. Și ce vă, du-te, bă, aici. Dai de sub tine, a dat gol de sub el. Bă, mingea ascunsă, descoperit. Ce vorbești? Ce vorbești, mă, ăsta ajuns să vorbești singur, frate. Nu, mă, eu trebuie să schimb tactica, nu e... Ce custom tactics? 50 cu 100, 4, ce nimic, frate. 30, bă, stai pe fundul tău, 50 cu 50, gata. Nu mai facem mai nimic. Direct passing. Direct passing, ăștia nici nu dau pas. Balance, 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 pă, bătrânește și gata. Asta aici, cornere, nici la cornere nu mai, aia e problema, că nici la cornere nu mai, free kick. Jocul. Noi trebuie să modificăm un pic stay back all attacking. Păi nu e, că l-au stricat mai rău, de-aia. De-aia au băgat update-ul ca să poată să ne dea nouă temelie. Asta fac ei cu update, au făcut cu update-ul. Să poată să te enerveze ca să vinzi carduri, să tranzacționezi coins, să vinzi, să cumperi, să scoți bani din buzunar, că ăsta e, ăsta e scopul lor. În rest, dacă n-ai nici conexiune bună și n-ai alea, nu mai contează. Salut, Alecu, salut, salut, salut. Nu merită să te ia capul, adevărat. Ia uite-l pe ăsta ce carduri are. Nici n-am apucat să mă uit să văd ce carduri are. Mamă, ce ping bun e. Nu e tata că e lag. Ia.
Fantastic așa ceva. Uite, ping bun și uite-te ce lag are. Joci pe 34? Păi da, dar există... Poți să joci pe 34 și să zi. Și să-ți meargă conexiunea, bine. Fantastic. Bă, și ceva tu nu vezi, mă. Știi cum e? Că de fapt ce ți arată el acolo e doar un număr. Că la mine zici că e pe gheață. Uite-te și tu că nu-i pot controla ea. Bă, dar ăștia joacă numai tenis cu piciorul, mă? A? Ăsta e fotbal sau e tenis cu piciorul? Of, Doamne! Salut, Eddie! Salut! Salutare, băieți! Care nu... Pro player, salut! Da. Știu că unii sunt... Păi, dar eu știu, mă, că... Mulți ce fac? Ei nu apasă pe niciun buton, stau în zonă centrală, apasă, care este ăla? L2 sau nici nu mai știu care din butoane mai e, da? R2, da? Dacă nu mă înșel, R2, da? Apasă R2 ca să facă al doilea jucător pressing și ei nu apăzi, ei nu fac nimic, recuperează jocul tot. Nu e mai bine așa? Când tu nu știi să te aperi, că dacă ar fi să te aperi jucător cu jucător sau să faci dublaj, e mai complicat să joci manual. Eu asta nu înțeleg. De ce nu lasă jocul să se joace manual, frate? Nu automat, nu autobloc. Lasă manual. Să schimbe ăla pe fundaș și central, să-i schimbe între ei. Că-l duce mintea să schimbe. Nu să facă jocul să-mi facă mie autodefending. Să-l ducă mintea pe ăla, să-l văd eu că schimbă el din mijlocaș central, să schimbe direct pe fundașul central. Nu să stea cu mijlocașul central, apasă R2, hai să recupereze mingea jocul. Așa e ușor. Păi, asta zic eu, Andy, lasă-mă manual jocul. Lasă manual, că eu de-aia fac switch din joystick și mă joc. Lasă-mi jocul manual să văd, poți să faci treaba asta? Sau stai doar pe spatele ei sportului?
Că acolo când te duci să joci cu ea mai buni, dai cu capul de perete. Că ea mai buni știu să le combine și una și alta. Dar de asta este joc, ca să-l joci manual. Nu semi-manual, cum ar veni, da? Sau auto. Că ei fac auto pe defending. Hai că am câștigat și eu azi meci. E bine. E bine, nu erau. Acum poate să iasă. Că asta am vrut să dau gol ca să văd dacă iese. Acum poate să iasă, că a vrut să iasă din joc. Nu mai iese. Ai văzut? Ce vorbești, mă? Trece ca prin brânză, frate. Da. Uite-te, uitați-vă și voi, că eu nici n-apuc. Deci eu nici n-apuc. Ia, uitați-vă. El când de se apără, el dă carambol, da? Deci eu nu pot să fac treaba asta. Nu e vorba de carambol, e vorba... Ia, uite. Uite, bă, frate, ce vorbești? Am și zis că e gol direct. Iar pasele, ferească Dumnezeu, frate. Bă, pe pase să nu pot să dai o pasă, mă, ia. Fantastic, frate. Pierdere de timp și frecare de nervi. Fantastic. Ia. Da, mă, da, așa! Uite, bă, că mai merge și fake shot-ul din când în când.
Ce, mă, offside? Păi da. Offside. Păi ăsta vrea să se ducă cu jucătorul în poartă singur, păi. Ia, uitați. Bai, ai, ai, ce bulan. Ce bulan! Nu e, mă, nu există, mă, frate, așa ceva. Deci nu se poate, mă. Ia uite, uite și tu. Deci el n-a făcut nimic. Accelerează în continuu. Asta face. Accelerează în continuu și... Da, mă, da! A, în sfârșit. Nici nu știu cât e scorul. 2-2. Ți-a intrat pe mână? Păi n-am jucat de o săptămână, adică n-am eu. 3-2. De la weekendul trecut n-am mai jucat. Calificările le-a jucat Petrișor. E, am intrat pe mână. Nu e, dar... Ce am văzut eu până acum, tot se duc un singur jucător. Pe margine, centrare în fața porții, nu mai vezi un 2, nu mai vezi... Feișator, nu mai vezi nimic.
Așa te face jocul să joci. Dacă nu folosești EOP, pierzi. Păi uite că folosești EOP și pierzi. Uite că ne-am schimbat sistemul de două jocuri, da? Că asta am făcut. Joc balans, balans și uite că e mai ok. Ia. Iar asta cu pasele astea printre sute de picioare, eu nu înțeleg cum. Cum alții dau... Uite-l și pe ăsta ce card are de 93. Cum dau ăștia pasele astea printre sute de picioare, frate? Ia. Iar minge la el, frate. Nu mă, nu. Uite-l pe ăsta cum dai, mă, exact în picioarele lui, mă. Fantastic! Bă, ăsta nici nu s-a uitat pe hartă, i-a recuperat jocul mingea aia. Că nici Messi cu pasul de 99 sau cât are, frate, nu dă pas, ăsta nu e offside, nu dă pas bine, cine, frate? Cine? Cine să dea pas bun? Dacă nu Messi, dacă Messi n-are pasul bun, cine? Eu dacă aș juca cu Lewandowski, cu siguranță n-aș putea să mă întorc.
Uitați-vă și voi că nu pot, chiar n-am cum să dau o pasă. Ia. Incredibil. Dă-mă penalti, dă penalti! Uită-l, mă, că nu dă penalti, frate. Ah, tu, Andy, câte victorii ai făcut? Sau care mai sunteți care jucați? Că bă, că, suntem 9 pe live. Suntem. Suntem puțini. Suntem puțini față de altă dată. Eram 15, 20. Ai făcut 14. Oh, bravo, ești bun. Ești bine tare chiar la 14. Ultimul FIFA care l-am jucat am făcut 14. Aici doar 11. Greu ultimul meci. Te pe ăsta locolește, mă. Tot terenul din lume, frate, să dai pasă. Unde vrea mușchiul tău? Numai nu acolo. Numai nu pe pușcăria aia. Ia. Asta nu e, mă, fault. Fantastic cum îi dă pasul lui, mă.
E, aici sunt probleme, bă, fraților, când dai pas numai la adversar, unde vrea mușchiul tău dai. Numai la adversar, ia, 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 numai la adversar. Ce ai dat, mă? Doamne, Dumnezeule. Ce să-i fac, mă? Ce să-i fac? Uitați-vă și voi ce joacă. E mei numai tenis cu piciorul joacă. Da. Incredibil, fratele meu, dar ce așa ceva eu n-am întâlnit, eu așa ceva, așa, nu vreau să-i zic cuvântul care e, dar eu așa ceva nu știu, nu, deci nu există cuvinte pentru jocul ăsta. Ia, uite, direct pe fundaș central. Fantastic, ăsta are... Dă-te, mă, în gura, mă, de aici. Nu, că îl dezinstalez, gata. Vă zic eu că îl dezinstalez. Ia. Dar nu pot să ies din joc.
Gata. Gata. Să știți că a fost ultimul. Dă-l în gura mamilui. Nu știu, care mai sunteți, care nu mai sunteți pe live. Gata. Cu FIFA. Au revoir. Nici nu știu ce să mai... Uf. Pam 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 pam. Am dezinstalat jocul. Las că mă uit. Stai să vedem ce vreau eu să fac. Ah, pe flash să mă uit un pic. Dacă tot sunteți aici, hai să vedem un pic ce rezultate mai avem. Și cam mai e. Nu mai să nu mai au de FIFA. Nu e că îmi pierd, mă exasperează și mă ia capul și atunci n-are rost. Bun, ia să vedem ce meciuri avem noi aici. Ce meciuri avem noi aici? Ia să vedem. Sunteți aici? Sunteți. Ce ai scris? Ai scris ceva? Raul, n-am văzut. Deci, ți-a intrat în mână, așa. Nu se merită stresul pentru 14, sincer, oricum nu prinzi. Am terminat 11 și acum ajung calificările. Să știu că am terminat aici. Și, a, aici. Păi și-o am terminat. Arsenal cu Burnley, 3-1. Crystal Palace. Hai să vedem un pic rezultate. Hai să vedem un pic rezultatele din Liga 2. Să vedem ce s-a mai întâmplat. Îmi trebuie un pic zoom mai mare. Da. Avem așa. Alexandria Corvinu, 0-2. Schellenberg, Progresul Spartak, 2-1. Slatina cu Dumbrăvița, 3-0. Metalul Globus cu Târgu Jiu, 2-1. Tunari Chiajna, 1-1. Interesant. Și Dej cu Reșița, 1-3. Alte meciuri. Argeș cu Slobozia, 0-1. Buzău Piatra Neamț, 1-1. Și Chindia, CSM Mioveni, 0-2. Asta a fost toată etapa. Asta a fost toată etapa. Cam asta e. Cam asta e. Să vedem un clasament, să vedem ce se întâmplă pe la Liga a doua. Cei care mai sunteți pe aici, dacă mai sunteți, că văd că mulți ați plecat. Cum arată clasamentul Ligii a doua? Cu Schellenberg, Hunedoara, Slobozia. Deci astea trei au câte 30, 27. Mioveni 23, Buzău 22, Chiajna 20. Chiajna egal, Victorie egal, Victorie egal, 1-1. Așa, mai departe. Ceahlăua, Piatra Neamț, Dumbrăvița, Chindia. Chindia, Slatina cu 17. Oh, dar sunt multe puncte acolo, mă, sunt multe echipe. Deci de la Metaloglobus 14 până la... Deci de pe loc ăstea. De aici până aici. Două victorii ești acolo. Chiar de la Dej. Ce, de fapt? Toate sunt acolo. Deci cam asta e. Până aici. Ia uitați-vă și voi. Hai, 17, să nu exagerăm. 17, da? Deci de la locul 9 până la locul 18... Asta, două victorii și un egal, ești acolo. Ești lângă zona asta, că și astea se mai încurcă între ele, o mai fac. Bun. Vreau să văd ce mai e pe canalul meu de YouTube.
Aici suntem live și să vedem ce mai era pe aici. Nu mai era, uite și pe Raul are canalul lui aici. Nature, ta-la-la-la-la-la. Nebunie pe vampirie, cum se zice. Cam asta a fost, băiți. Din păcate, îmi cer scuze, am dezinstalat FIFA. O să mă uit să văd dacă le-am dezinstalat de tot. Și o să caut alt joc. Mai degrabă ceva cu mașini, relaxant, mai alt content. Cu siguranță. No, v-am pupat și vă doresc o seară cât mai plăcută, vizionare plăcută, că aveți la TV, aveți o grămadă de meciuri. V-am pupat și să ne auzim cu bine. Ciao, ciao, ciao.